Bun găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Tremorul, cauze, simptome, diagnosticare, tratamente. O nouă rubrică la dentist cu dr. Leahu. Calitățile curative ale pelinului și o mască naturală pentru ten. La rubrica de remedii naturiste. Tremorul, acea mișcare involuntară care apare în corp, este o problemă destul de comună, în special în rândul vârstnicilor. Poate să apară însă și la alte vârste, în anumite circumstanțe. Sunt mai multe tipuri de tremor, iar clasificarea ține, în primul rând, de cauze și de modul în care se manifestă. Explică medicul neurolog Ramona Elena Constantinescu. Tremurul este o mișcare involuntară și repetitivă. Tremurul, în esență, este ceva fiziologic, chiar dacă nu ne dăm seama, toți tremurăm. De exemplu, dacă aș ține de lung mâna în poziția aceasta și m-aș uita foarte, foarte atent, aș vedea că mâna mea totuși tremură. Deși eu poate nu remarc, dar mâna tremură. Remarc după un timp în poziția aceasta. Acesta este tremurul fiziologic, pe care îl avem toți. Acest tremur fiziologic uneori este mai accentuat și îl percepem atunci când suntem speriați, emoționați, stresați. Bineînțeles că scăpăm foarte repede de el, cum ne relaxăm. Dar sunt persoane care la un moment dat remarcă că tremură și tremură într-un context care nu este fiziologic și tremură puțin ciudat față de acest tremur cu care ne învățăm din copilărie, da, când ne dăm seama că mai tremurăm. Atunci se pune problema dacă tremurul face parte dintr-o boală sau reprezintă el însuși o boală. Și da, tremurul este de multe ori simptom în anumite boli sau reprezintă chiar o boală atunci când ne referim la tremurul esențial, care este o boală ca atare manifestată strict prin tremur. Dar totuși tremurul acesta trebuie să îl clasificăm cumva. Și atunci principalul criteriu de clasificare al tremurului este în funcție de momentul în care apare. Fie vorbim de un tremur care apare în repaus, adică un tremur de repaus, când pacientul stă liniștit, se uită la televizor, citește o carte și tremură. Fie remarcă el, fie remarcă cei din familie. Sau vorbim de un tremur de acțiune. Dacă vorbim de un tremur de repaus, atunci vorbim de boala Parkinson. Este acel tremur tipic, care arată ca și cum pacientul numără bani, da? Sau are o șurubelniță în mână pe care o învârte, sau freacă niște bile în mână. Da? Este un tremur care se liniștește atunci când pacientul începe să facă o acțiune. Și boala Parkinson are un tratament complex. Vorbim despre agenții dopaminergici și este subiectul unei emisiuni întregi. Dacă vorbim de tremurul de acțiune, este acel tremur care apare când persoana încearcă să facă ceva, când inițiază o acțiune. Și aici avem mai multe categorii de tremur. Pe de o parte avem tremurul intențional, cum ar fi tremurul din leziunile cerebeloase, și tremurul postural. Tremurul intențional apare specific în leziuni la nivelul cerebelului. Este acel tremur descris în zigzag. Acest tremur este un tremur care se accentuează atunci când încercăm să atingem o țintă. De exemplu, dacă voi ruga un pacient să-mi atingă de sus ceva ce am în palmă, atunci, pe măsură ce se va apropia, va începe să facă un tremur în zigzag al mâinii care se accentuează. Se accentuează pe măsură ce se apropie de țintă. Un test specific este testul de dismetrie, adică rog pacientul să atingă cu vârful degetului, vârful nasului, iar un pacient care are un tremur intențional nu va reuși. Va face o mișcare în zigzag și va nimeri pe obraz, pe ochi, dar niciun caz pe nas. Acest tremur se liniștește atunci când pacientul se relaxează și, bineînțeles, tratamentul se adresează acestei leziuni care are loc la nivelul cerebelului. Da? Tremurul postural. În tremurul postural sunt trei tipuri de variante de a tremura. Este tremurul fiziologic, este tremurul ortostatic. Cum este tremurul ortostatic? Dacă un pacient stă prelungit pe scaun și începe să-i tremure picioarele, pur și simplu începe să-i tremure picioarele, se ridică, începe să meargă și dispare acest tremur. Acesta este tremurul ortostatic. Este tipic. Stă pe scaun prelungit, începe să-i tremure picioarele, se ridică, merge, se relaxează. Avem tremurul esențial. Iată.
Tremurul esențial este cea mai frecventă variantă de tremur. Apare bimodal, adică ce înseamnă? Poate să apară fie la vârstă tânără, în adolescență, în decada a doua de viață, fie la vârsta adultă, la vârstnic, în decada a șasea de viață. Este un tremur care afectează 90% din cazuri mâinile. Avem un tremur care apare la ambele mâini, este relativ simetric, nu va tremura o mână mai mult decât alta, cum este, de exemplu, un Parkinson, și nu are o frecvență extrem de mare, undeva între 5 și 10 Hz. Poate să apară și la nivelul extremității cefalice, mai ales la vârstnic. Și este acel tremur pe care îl denumim fie da-da, fie nu-nu. Probabil că ați văzut multe persoane care tremură cu capul în varianta aceasta da-da sau nu-nu, în special sunt vârstnicii. Ei poate nici nu remarcă, dar sigur cineva din familie sau un prieten remarcă acest lucru. Există acest tremur esențial care poate exista și la nivelul vocii. O persoană care are un tremur esențial de obicei și la cap, sigur poate avea și la nivelul vocii și atunci este o voce care pare a avea un șuierat. Încearcă să spună, rostește și în același timp un șuierat din interior, necontrolat evident, este această manifestare a tremurului la nivelul vocii. Tremurul esențial afectează mai mult femeile decât bărbații și pare avea o agregare familială, adică clar are o componentă genetică, pentru că mai mulți membri ai aceleași familii pot avea acest tremur esențial. Tremurul esențial nu este generat, dar este accentuat de anxietate. Și este un tremur care în situațiile sociale, care presupun stres, să vorbești în fața unui public, la un interviu, la un curs, la un examen, este accentuat, este deranjant, stresează foarte mult pacientul. Pentru că nu se rușinează, se simte prost, poate și scapă obiectele din mână. În mod paradoxal, acest tremur se calmează la consumul de alcool. Evident, consumul de alcool nu va deveni un tratament, dar ar putea deveni o formă de diagnostic. Dacă te bănuiești că ai putea avea un tremur esențial și ai băut un pic de alcool, s-a calmat, ar putea fi vorba despre un tremur esențial, dar diagnosticul cel mai bine l-ar pune un medic neurolog. Medicația pentru tremurul esențial este formată din beta-blocante, de exemplu propanolol. Desigur, după ce medicul care te tratează constată că nu ai contraindicații la administrarea de propanolol, iată cum ar fi, de exemplu, diabetul zaharat de tip 1 sau anumite probleme cardiace, da? Sau sunt anticonvulsivantele sau anxioliticele. Tratamentul nu este neapărat unul care vindecă complet acest tremur, dar îl poate ameliora. Există și cazuri mai severe când tremurul este foarte invalidant, când pacientul ar putea beneficia și de un tratament chirurgical care se numește Deep Brain Stimulation, adică o stimulare cerebrală profundă. Este un tratament care se face doar în spital și doar când o echipă de medici, neurolog și neurochirurg decid că un pacient se poate încadra pentru acest tratament. În ultimii ani, din ce în ce mai mulți români stabiliți în alte țări, dar și cetățenii străini, preferă să vină în România pentru a beneficia de servicii stomatologice. Informații privind turismul dentar și recomandări pentru pacienți într-o nouă rubrică La Dentist cu Dr. Leahu. Bun găsit! Dacă în trecut românii cu probleme dentare și posibilități financiare își tratau dantura la clinici din străinătate, la ora actuală România a devenit o destinație de tratament atât pentru cetățenii străini, cât și pentru românii stabiliți în străinătate. Nivelul de pregătire profesională a medicilor, tehnologia modernă, economia de timp și atenția acordată pacienților reprezintă un mare atu în acest sens, indiferent de complexitatea intervențiilor. Fii gata pentru marea deschidere Regina Maria Dental Clinics și vei avea din sănătoși de viață. Pentru că deja
consult pacienți care călătoresc și au perioade scurte la dispoziție pentru a-și rezolva probleme de sănătate și implicit și de sănătate orală, avem o experiență unică în Europa, pentru că chiar astăzi am consultat un cuplu, soț-soție, și care erau interesați în sfârșit după 10 ani de locuit în Spania să-și rezolve probleme dentare și ei mi-au spus în felul următor: am încercat să-mi rezolv în Spania problemele, doar mi-au spus că nu le pot rezolva repede și chiar dacă da, sunt acolo, dar totuși muncesc. Adică tot nu ajută că să zici că faci în orașul în care ești acolo. Deci, din punctul ăsta de vedere, investițiile astea în dezvoltarea infrastructurii stomatologice în România, plus pregătirea asta suplimentară a medicilor stomatologi din România, ajută să rezolvăm lucrurile într-un timp redus, ca și zile, nu neapărat ca și ore, pentru că trebuie să înțelegem, un pacient care vine să călătorească și interesat să-și rezolve toate problemele, îi organizăm zile tematice în care este în clinică undeva între 6 ore, poate chiar 8 ore, și în care mai mulți colegi, pe mai multe scaune, cu mai multe tehnologii, au de lucru ca tocmai să ne încadrăm în numărul de zile, care sunt de obicei de la o săptămână până la 2 săptămâni maxim. În cadrul unui plan de tratament complet, ajungem și la etapa chirurgicală. Întâi, desigur, se ocupă colegii care salvează dinți, să demonteze lucrări, să trateze, să curețe dinții pe care îi putem conserva. Iar apoi, într-o singură intervenție chirurgicală, ne adaptăm nevoilor pacienților. Unii pacienți au nevoie de extracții, au nevoie de îndepărtarea unor chisturi, a unor infecții la nivelul osului, au nevoie de elevarea mucoasei sinusale, de reparat osul, de inserat multiple implanturi. Unii pacienți au nevoie chiar de lucrări provizorii puse deja pe acele implanturi de a doua zi. Deci, indiferent de complexitatea intervenției chirurgicale, pentru pacient lucrurile sunt foarte simple. Se așează pe acest scaun, medicul anestezist îi dă o linie venoasă și îi dă un medicament care îl va relaxa, iar noi avem grijă să fim în timpul intervenției planificați, doi colegi, poate chiar trei colegi, în funcție de complexitatea cazului, în care chiar dacă durează jumătate de oră, chiar dacă durează 4 ore jumătate, pentru pacient nu va fi nicio diferență, iar noi, din punct de vedere medical, ne asigurăm că el primește absolut tot ce are nevoie într-o singură intervenție chirurgicală. Un rol important în decizia cetățenilor străini și a românilor stabiliți în străinătate de a-și trata dantura în România este atenția acordată de medicii noștri stomatologi fiecărui caz în parte. Ce cred că este diferit în ceea ce facem noi este că alegem să ne punem la dispoziția pacientului și tocmai de aceea avem grijă să fim disponibili, adică să putem prelua un pacient imediat, indiferent dacă el călătorește pentru a primi dinți sau dacă doar traversează strada. Deci grija este aceeași și avem din nou această datorie pentru mai ales pacienții care au amânat ani de zile până să ia decizia să-și rezolve problemele lor de sănătate, ca să nu mai fim și noi o piedică. Adică dacă vine decizia și noi spunem, da, știi, te programăm peste 2 săptămâni și după aceea te programăm peste 3 săptămâni, s-ar putea ca, desigur, ca viața să se întâmple în jurul pacientului nostru și iar să fie nevoit să mai amâne rezolvarea problemei. Deci de aceea este foarte important pentru noi. Când pacientul este hotărât, noi ne ocupăm să punem toate resursele necesare la dispoziție, atât tehnologie cât și oameni, ca tocmai ca el să primească toată grija de care are nevoie atunci când pacientul prioritizează acest lucru. În momentul în care ia decizia de a-și trata dantura în România, pacientul care vine din străinătate trebuie să știe ce are de făcut. Este important de știut că dacă am decis să vin în România este să iei deja legătura cu noi. Pentru că putem să ne pregătim pentru tine și să-ți spunem să-ți aduci tot istoricul tău medical cu tine. Pentru că noi nu ne ocupăm doar de dinți, noi ne ocupăm de sănătatea ta și este datoria noastră să îți facem această evaluare completă atunci când vii, să ne ocupăm poate doar de dinții tăi. Deci, primul lucru, intră în contact cu noi. 2. Sejurul este important să înceapă cu vizita la noi, pentru că, desigur, ai și alte lucruri de făcut. Nu este clar că poate n-ai mai vizitat țara de ceva timp și atunci sunt multe lucruri și administrative pe care le-ai de făcut. Dar hai să avem prima discuție împreună și împreună putem să-ți organizăm programul complet pentru toată vizita ta în România, astfel încât să poți să te bucuri și de sănătate, și de rude, și de vacanță, de absolut tot. Avem
noi grija asta? Pentru că se mai întâmplă de multe ori cu să avem pacienți care vin spre finalul vizitei. Mai au 3 zile de stat în țară, au fost întâi în vacanță, s-au ocupat de lucrurile administrative și apoi zic că mai am 3 zile, hai să mă ocup și de asta. Nu zic că este imposibil, avem pacienți pe care îi rezolvăm și în 2 zile. Dar vă dați seama că nivelul de stres implicat pentru toată lumea și implicit și pentru pacientul nostru este mult mai mare. Deci de aceea, începe sejurul cu noi, cu un telefon pregătitor înainte să pleci de acasă. Cetățenii străini care doresc să-și trateze dantura în țara noastră beneficiază atât de servicii stomatologice de top, cât și de sprijin. Vestea bună e că nu contează ce limbă vorbești, cu siguranță avem un coleg care te va ajuta să înțelegi ce urmează să ți se întâmple, iar din punct de vedere a regulilor sunt identice. Deci chiar dacă ești cetățean străin sau dacă ești român care lucrează de ceva timp și locuiești în altă țară, avem nevoie de istoricul tău medical și de restul ne ocupăm noi. Fii gata pentru deschidere Regina Maria Dental Clinics și vei avea din sănătoși de viață. Calitățile curative ale pelinului și o mască naturală pentru ten. La rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Pelinul, planta apreciată pentru aroma deosebită, are calități terapeutice ieșite din comun, apreciate din vremuri străvechi. O mască naturală din iaurt, miere și turmeric este numai bună de aplicat în această perioadă călduroasă. Calitățile curative ale pelinului și secretele măștii pentru ten la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste! Vă propun să vorbim astăzi despre pelin, o plantă de leac folosită din vremuri străvechi. În scop terapeutic, de la plantă se utilizează frunzele, tulpinile și florile, care se prepară sub formă de infuzie, decoct, tinctură și ulei esențial. Pelinul este un tonic redutabil, are efect de stimulant gastric, proprietăți antimicrobiene și dezinfectante, precum și de combatere a paraziților intestinali. Preparatele din pelin ajută la combaterea afecțiunilor gastrointestinale, precum diaree, indigestie, flatulență, balonare și arsuri gastrice minore. Ajută la stimularea apetitului și a secrețiilor gastrice, protejează și regenerează mucoasa digestivă. Aceleași preparate ameliorează disfuncțiile veziculei biliare, au efect vermifug, combat anemia și respirația urât-mirositoare. De asemenea, s-a constatat că acționează pentru sănătatea scalpului și podoabei capilare prin normalizarea sebumului. Remediile din pelin sunt folosite și ca adjuvant în osteoporoză, în boli reumatismale, în tulburările provocate de menopauză, dar și în combaterea asteniei și a oboselii cronice. Nu în ultimul rând, ajută la menținerea sănătății intime. Preparatele ajută și la ameliorarea simptomelor de răceală și gripă, dar și pentru combaterea durerilor de cap. În uz extern, infuzia de pelin este recomandată și pentru curățarea zgârieturilor pielii, rănilor minore și arsurilor superficiale, datorită faptului că proprietățile sale antibacteriene ajută la regenerarea țesutului. Totodată, băile de șezut cu pelin sunt folosite în combaterea bolii hemoroidale. În farmacii pot fi găsite preparate pe bază de pelin, sub formă de capsule, supozitoare și creme. Pelinul este folosit cu succes și ca ingredient în fabricarea săpunului și pastei de dinți, dar și la prepararea unor băuturi, precum bitter, sirop, vin, vermut și absint. Atenție! Pelinul are și contraindicații. Gravidele, mamele care alăptează și persoanele care suferă de boli nervoase, alergii, porfirie, ulceri și borenale trebuie să evite această plantă. De asemenea, consumul în exces de ceai de pelin poate provoca reacții adverse precum tremurături, convulsii și halucinații. Atât despre pelin.
a sosit momentul să ne ocupăm de frumusețea tenului și vă propun astăzi o mască naturală din iaurt, miere și turmeric. Pentru a o prepara aveți nevoie de o lingură de iaurt natural, o lingură de miere și o lingură de pudră de turmeric. Puneți aceste ingrediente într-un bol de sticlă sau porțelan și amestecați bine. Aplicați pasta obținută pe față, gât și decolteu și lăsați să acționeze circa un sfert de oră, apoi clătiți cu apă călduță. Acidul lactic din iaurt îndepărtează celulele moarte și dă strălucire pielii. Mierea ajută la hidratarea în profunzime și la catifelare, iar turmericul ameliorează petele pigmentare. Ne apropiem de finalul rubricii și a sosit momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că există 3 tipuri de stres? Pozitiv, tolerabil și toxic. Stresul pozitiv este pe termen scurt și ajută la dezvoltarea omului. În schimb, stresul toxic este pe termen lung și poate fi distrugător pe toate planurile. Știați că inteligența emoțională reprezintă capacitatea de a înțelege și gestiona atât propriile emoții, cât și pe cele ale celorlalți? O persoană cu o inteligență emoțională ridicată este conștientă de propriile sentimente și stări emoționale, chiar și atunci când acestea sunt negative. Știați că delfinul, această vietate marină extrem de inteligentă și prietenoasă, era considerat sacru în Grecia antică? Uciderea delfinilor era pedepsită cu moartea. Atât pentru astăzi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. O mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe YouTube. Ne reîntâlnim sâmbăta viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!